Salutare prieteni, bine ați venit pe canalul oficial tutoriale gratuite. În acest tutorial vom vorbi despre cum putem uh, copia un CD sau DVD original cu filme. Uh, însă vă spun de la început că uh, copierea sau ripuirea acestor uh, CD sau DVD-uri este legal atâta timp cât o facem în scop personal. Uh, după care dacă trecem cumva în cealaltă parte și îl distribuim comercial sau necomercial este deja ilegal. Practic facem contraband în termeni mai, mai ciudat să zicem. Da, trecem la tutorialul nostru, deci faceți totul pe propria voastră răspundere, dacă faceți totul în scop de copiere, de protejarea datelor, de backup, totul este fără nicio problemă, sunteți cu, în protecția legii, practic. Ok, haideți să trecem la tutorialul nostru. Acum am și eu introdus un CD original cu filme. Deci este chiar original, trebuie să mă credeți. Da? Și vedeți că este pe un DVD. Și în acest tutorial ne vom folosi de două unelte. Prima unealtă se va numi DVD Shrink, care ne va copia fișierele de pe CD-ul sau dvd original. Iar a doua se va numi AutoGK, Uh, acea aplicație practic ne va. Stați un pic să vă arăt. O să dau open. Deci, uitați, exact așa arată un DVD sau CD original. Aplicația DVD Shrink ne va copia aceste fișiere, practic, iar aplicația Autogica uh, va adăuga sau va aduna aceste fișiere și le va face într-un singur fișier video. Pentru că, vedeți, dacă mergem la video, sunt despărțite secvențele, la audio la fel um, uh, bineînțeles la audio nici nu le putem vedea dar sunt și ele acolo și veți vedea că nu este foarte greu pe parcursul tutorialului vom vorbi despre tot uh, ceea ce trebuie să faceți deschidem și noi un browser și în browser scriem DVD shrink prima oară ca să descărcăm prima aplicație aplicația care v-am zis că ne va copia fișierele din CD așteptăm un pic să se încarce pagina deci această aplicație este gratuită, nu este comercială, nu trebuie să plătiți nimic pentru această aplicație o puteți folosi foarte ușor, este o aplicație dintre multele care fac acest lucru pentru că multe aplicații fac acest lucru haideți să trecem mai departe Mergem pe dvdswing.org, aceasta este pagina oficială. Apoi mergem pe um, limba noastră, o să alegem bineînțeles engleză pentru că nu are română și vom merge mai jos și um, văd că nu, nu ne apare aici, o să mergem pe download, așa și dăm um, click aici pe versiunea aceasta și o salvăm pe desktop. La mine cred că se va duce în downloads, nu contează. Și acum haideți să descărcăm și AutoGK AutoGK și um, este practic un, un, un. sunt niște codecuri, dar totuși ne folosesc și la ce v-am zis eu, adică practic unește acele fișiere. Autogica vine de la Autoguardian Knot și dăm click um, aici pe Download Autoguardian Knot și o să mergem pe primul link și dăm save file. Credeți că aici în Mozilla Firefox acesta se descarcă fără nicio problemă. O să intru pe google.ro și o să bag browserul în bară. Acum s-a descărcat. Acum haideți să instalăm primul soft care va fi DVD Shrink. Îl salvăm. Îl instalăm, încerc scuze. Dăm dublu click pe acesta, v-am zis la UAC dăm Yes, dacă l-aveți activat. Aici începe instalarea softului, nimic special. Imediat, nu ar trebui să dureze foarte mult. Aplicația DVD Shrink practic, ne va arăta pe parcursul procesului de creare a unui. Uh, al unei copii, a unui DVD sau CD, ne va arăta și uh, un uh, fel de preview asupra filmului. Aici va trebui să dați click pe decline și cancel, skip și începe descărcarea, practica softului. Puteți să-l descărcați direct și de pe Softpedia, însă am ales totuși să merge pe pagina oficială ca să nu ziceți că folosim softuri piratate și, soft, și um, și lucruri de genul acesta, însă sigur că Softpedia, nu am întâlnit până acum cazuri de softuri piratate și nici nu cred că Softpedia ar face acest lucru. Așteptăm un pic să descarce practic executabilul pe care va trebui să-l instalăm al lui DVD Shrink. Și acum dăm click pe Next pentru că a început executabilul să ruleze. Acceptăm termenii contractuali. Aici trebuie să-i citiți dacă doriți. Dăm click pe Next. Aici este locația unde se va duce softul nostru. Dăm click pe Next. Aici avem DVD Shrink, da, unde, cum se va numi folderul unde acesta se va duce, Next. Uh, create a desktop icon, lăsăm Next și install. Avem aici câteva informații despre soft și dăm click pe install și s-a uh, instalat, nu o să-l rulez, dau finish și asta a fost. Acum, haideți să instalăm și AutoGuardian, Knot, rulăm, dăm yes la UAC, cum dăm click pe next, I agree, next, locația unde se va duce, da, install, va începe instalarea, ne va instala și câteva codecuri în plus acest soft, vedeți, dăm ok, next, next, locația unde se va duce vod sub, next, uh, install, și close. Apoi, v-am zis că ni se vor oferi mai multe software. I agree. Next. Install. Le dați repede. Install. Next. Next. Uh, însă fiți atenți în cazul în care poate va apar uh, adonuri sau uh, toolbar să le dezactivați. Next. Finish. Încă unul. Install. Close. Și finish. Și am terminat și cu auto GK. Haideți să-l căutăm. Mergem pe Start. Și aici ar trebui să îl aici ar trebui să găsim. Scriem auto. Gica, da, Dăm click dreapta. Send to desktop create shortcut. Și practic avem tot ce ne trebuie. Acum haideți să rulăm prima oară DVD Shrink. Totuși voi închide și browserul pentru că avem nevoie de toată memoria uh, pe parcursul procesului pe care îl vom face sau pe care îl vom realiza. Și așa arată DVD Shrink. Voi face un pic mai mică dar el este făcut pentru rezoluții destul de mari acest soft. Nu o să stau să vă prezint softul, v-am zis eu doar o să mă leg de tema pe care m-am zis, o cum să copiați sau să ripuiți un CD sau DVD original cu filme. Mergem pe Open Disc prima oară ca să selectăm discul și am um, um, verificăm să vedem cum ce literare și al nostru are de New. Și voi da și eu de new și ok. Uh, voi blura practic acest preview al filmului ca să nu vedeți pentru că este uh, ilegal să încalc drepturile de autor. Filmul uh, este original, nu pot să vă arăt nicio imagine acest, din acesta. Uh, deci v-am zis că aici o să fie blurat. Și avem aici main movie practic. Vedeți aici avem CD-ul și ce conține. Aici pe plusul acesta avem a, și toate tot ce conține. Avem title 1 și noi o să selectăm a, acest folder dăm backup. Aici select backup target, adică a, să l salvăm într un folder din hard disk sau să creăm o imagine ISO. A, Puteți crea o imagine ISO dacă vreți mai apoi să-l montați și să nu mai trebuiască să folosiți Autogica, dar noi vom folosi Autogica și vom lăsa Hard Disk Folder și o să las pe uh, locația C New, aici se va face backup-ul și las așa Create Video Underline TS și Audio Underline TS Sub Folders. Uh, bineînțeles, uh, puteți uh, să lăsați așa, deci așa vă recomand. La DVD Region lăsați așa quality settings, nu avem nicio opțiune, Opțiuni, run backup in low priority mode. Uh, lăsăm așa. Aveți aici opțiunea shutdown computer when backup is completed în cazul în care aveți un film foarte lung sau mai multe filme pe același DVD, puteți lăsa, a, să lăsați așa, puneți uh, seara când mergeți la culcare și el se va stinge automat, se va stinge automat pc -ul. Burn settings. Nu ai, -ai nici aici vreo opțiune, și dăm click pe OK și va începe Uh, practic ripuirea filmului. Vedeți că are un buffer destul de bun. Uh, Rateul uh, cam uh, 3 uh, 4 giga pe secundă. Uh, și aici va fi blurat. Deci aici practic vă arată un preview al filmului, preview uh, care merge atât de repede cât merge și acest proces. Practic toată bara asta e cât durează filmul. Și uh, uh, pe cât merge, pe atât de repede se va derula și filmul Dacă sunteți totuși curioși ce film am aici Filmul se numește The Climb sau Escaladarea Îl puteți cumpăra uh, Asta am făcut și eu, l-am cumpărat Și mi-am făcut și un backup ca să fiu sigur că nu se deteriorează CD-ul meu sau DVD-ul meu, îmi scuze, pentru că știți că aceste dispozitive, cum ar fi CD-urile sau DVD-urile, se deteriorează destul de ușor și, bineînțeles, un backup e binevenit pentru că un hard disk se deteriorează mult mai greu decât un DVD. Uh, dar v-am zis, totul să fie în scop personal. Nu creați un uh, CD sau DVD uh, în scopuri comerciale sau necomerciale, pentru că este ilegal. Am întâlnit uh, cazuri la știri care au uh, primit și amende și au fost confiscate harddiscurile cu filmele lor. Uh, deci uh, este serioasă treaba, nu încercați să faceți acest lucru. Faceți totul pe propria voastră răspundere, nu îmi asum nicio vină asupra ceea ce voi decideți să faceți. Vedeți că filmul se ripuiește în acest moment, cred că voi pune pe pauză până se ripuiește total și voi reveni apoi. Am revenit un pic să vă mai spun că și de exemplu, descărcarea filmelor de pe internet este iarăși ilegală. Descărcarea acestora și iarăși distribuirea acestora le, comercială sau necomercială este iarăși ilegală. Ce vreau să vă spun este faptul că până și punerea pe site-uri, pe diferite site-uri a filmelor sau a aplaudarea acestora pe diferite site-uri de streaming sau streaming propriu este iarăși legal, pentru că filmele au un anumit copyright, vă dați seama câtă muncă se depune în a realiza un film și tocmai de aceea nu poți pur și simplu să copiezi un film și să-l distribui undeva și să câștigi tu bani din aceasta sau chiar să nu câștigi, totuși vă dați seama că este totuși ilegal, este este foarte, este un gest urât până la urmă, care se și pedepsește, în România se pedepsește, v-am mai zis că cineva spunea că uh, legea dreptului de autor în România nu se pedepsește, ei bine se pedepsește destul de, de bine și exact cum ar trebui pentru că este ilegal. Acum voi pune iar pe pauză și revin când totul se termină și când va fi nevoie de intervenția mea am revenit, s-a terminat de ripuit DVD-ul, ne spune aici că s-a terminat, câteva detalii, dăm click pe OK și asta a fost, uh, voi închide DVD, DVD, Shrink acum și voi intra în mai computer sau un computer ca să vă arăt, intrăm în local disc C, New și avem aici fișierele. Acum vom folosi AutoGica, v-am zis ca să unească aceste fișiere, așa că vom, vom închide aici și vom rula AutoGica. Rulăm uh, input file alegem fișierul pe care vrem să îl uh, pe care vrem să îl uh, fișierele pe care vrem să le unim dar veți vedea că nu este chiar așa de ușor mergem în computer și vă voi arăta eu ce trebuie să faceți local new video ts și aici uh, Trebuie să selectați primul video, atât să-și dăm open, uh, am greșit, stați numai un pic, uh, trebuie să facem, da, după cum bănuiam, trebuie să facem din computer, mergem, deschidem computer, organize, folder and search options, view, și dăm show hidden files folders and drives ca să ne arate folderele și fișierele ascunse și acum mergem aici în această locație și ar trebui să avem acum tot ce ne trebuie la video TS Uh, mai avem ceva de făcut, trebuia să fac, mergem tot la Organize, Folder and Search Options și trebuie să mai selectăm aici și Hide and Extensions for Known File Types, adică să ne arate și extensiile fișierelor. O să închid softul și o să-l deschid din nou ca să se restarteze și acum să vedem dacă uh, da, deci trebuie să selectăm primul, uh, primul fișier l-am selectat, după cum vedeți, și avem tot ce ne trebuie. Și output file, vă recomand să selectați desktop și, de exemplu, test.avi save. Haideți să vă mai explic o dată ce am făcut. Deci, practic am uh, făcut din mai computer uh, fișierele și folderele ascunse și extensiile le-am uh, afișat uh, din acea funcție v-am prezentat. Iar uh, am selectat, iar apoi am selectat de acolo primul video, video1.vob Trebuie să selectați primul fișier vob pentru că în Windows 7, 8, Vista Toate fișierele uh, numerotate sunt puse bineînțeles în orden, ordinea numerotării. Și acum ce vom face Vom lăsa toate setările așa Și uh, dați click pe Add job, Ați adăugat uh, practic slujba sau uh, targetul și dați click pe Start. Eu nu voi mai face acum, bineînțeles, pentru că durează destul de mult. Voi dați click pe Start și așteptați, aici vă vor apărea toate procesele care se fac și când vă va scrie jos da, înseamnă că totul va fi terminat și pe desktop veți avea fișierul uh, video pe care le veți putea rula cu tot cu subtitrare, va fi foarte simplu. Deci cam acesta ar fi tutorialul de astăzi, vă mulțumesc pentru... Uh, Atenție acordată, eu am fost Emi, voi ați fost pe canalul oficial tutoriale gratuite. La revedere!